Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Simt emoție, nu știu dacă vine de la știrea următoare sau de la știrea. Sau de la dublu sau nimic. De la știrea asta și de la dublu sau nimic, Gadget News Antic avem acum. Antic, am zis. În Israel, arheologii au descoperit un, țineți-vă bine, inel anti-mahmureală. Antic. Deci asta e subiect de film cu Indiana Jones. Exact. Ce chivotul, ce ghiulul anti-mahmureală. Am văzut. Deci asta e explicația. Am văzut multe ghiuluri de-astea, vor fi anti-mahmureală. Se pare că și rumburac tot de acolo a plecat. Da. Deci, așa, un rumburac de ăla. Un inel care a fost găsit în situl arheologic al celui mai mare centru de producere a vinului descoperit până acum, în situri arheologice antice. E un complex de vinificație care se întinde pe o suprafață cât un teren de fotbal. Ce ați mai descoperit? Niște vin. Zău. Putea produce până la 2 milioane de litri de vin pe an. Deci, super treabă. Era o piață mare atunci. Exportau. 10 de ulcioare de vin intacte care aveau capacitate de până la 25 de litri. Deci inclusiv butoaie de transport. Bun, acum, sigur, la noi se cumpără ceva, o licoare tip vin, care se vinde la bidoane de 2-4 litri sau la cutii. La 6 lei litru. Așa, 6 lei litru, ăștia 25 de litri. 25 de litri borcan. Și n-aveau borcane... Și între ele un ghiul. Da, n-aveau borcane biodegradabile în perioada aia? Nu, domne, sunt de-alea făcute de din lut arse, borcane tip Gaza. Așa se cheamă, că erau în zona respectivă și le-au găsit prin toată Europa. Deci exportau peste tot, în tot bazinul mediteranean. Nu știu ce afacere avea ăla. Vinul ăsta care se făcea acolo e descris în niște texte antice, un vin alb ușor plăcut gustului. Sigur că da. Păi cum să nu? De altfel, vinul și băuturile alcoolice, berea, vinul, în antichitate și în Evul Mediu, erau foarte populare. Din multe motive, desigur, dar unul dintre motivele importante era că apa era adesea, adică apa potabilă, mai greu să găsești apă filtrată, corect, puneau clor, și atunci era mai sigur pentru să ne dați să bea o berică sau un vinuț. Încă nu se descoperiseră izvoarele. Aveau izvoare, dar izvoarele erau numai pentru baștani. Am înțeles. Și atunci mai beau și berea, plus că berea avea și aport caloric. Da. Adică mâncai o bere. Ce am pățit de la... Practic, luau cina în fiecare zi. Da. Să revenim la inel. Inel de aur cu piatră de ametist violet. Se credea că ametistul violet combate mahmureala. Bă, dacă știam... adică, serios. Ăștia acum, generația nouă, poartă niște ghiuluri cu piatră neagră. Nu așa cred că se marca și pe la televizor, da, toți, mai generația asta sub 30 de ani, acum e la modă mare, ghiulul cu piatră neagră. E ghiulul emo. Care nu știu de ce o fi, adică ce, la ce trebuie să ne interesăm, că și asta ceva protejează sau... Un plastic negru. E bonită. Abilă, da. Ceva. Plastic negru. Nu știu la ce protejează plasticul negru. Mai erau și alte remedii pentru mahmureală în antichitate. Deci multe păcăleli încă de pe atunci. În 2015... Era la teleshopping inelul ăsta. Da, remediu grecesc, antic, a fost descoperit într-un papirus vechi de 1900 de ani, care recomanda purtarea unui colier din frunze de dafin ca leac pentru durerea de cap în urma beției. Dar atunci își băteau joc de clienți. Da, exact, și mai păștea capra de pe tine. Da. În vechea Mesopotamie, scrierile unui medic, medicul respectiv, recomanda o tinctură de lemn dulce, oleandru, fasole, ulei și vin, în cazul unui om care a băut vin tare și capul era afectat. Deci apa, aerul și fraierul erau la modă de pe atunci. Din totdeauna. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.